Ciao dragilor, după 11 milioane de promisiuni, revin și eu cu clipul despre ochelari. Și acum am dat seama că am uitat să-mi aduc lampa cu ultraviolete să vă și fac demonstrații pe aici. Deci, stați așa că nu-i așa bărâbă imediat. Haideți că poate până mâine dimineață reușesc și o să duc la capăt clipul ăsta, că cred că am o oră deja, adică l-am întins pe aici ochelari, deci aici am un birou plin de ochelari. Nu le-am numărat să văd câte perechi sunt, dar vreau să vă arăt ce ochelari am și eu, dar ce ochelari are și Mihai. Vreau să vă spun și ochelarii de vedere, ce lentili au și cum și de ce i-am făcut și așa, dar să vă arătăm și toate ramele noastre de soare. Acum am dat seama că o singură ramă de soare lipsește lui Mihai, dar identic are două la fel, numai că una e lucioasă, una e mat, o să specific eu exact. Și eu cred că le-am pe toate aici. Sper. Nu știu dacă mai am prin gen sau ceva, dar sper că astea sunt toate. Că nu mai duce capul să mai încă o dată să iau la verificat genți și din astea. Adică nu genți, nu le-am verificat. Asta este problema, așa cum îmi dau seama că trebuie să le fi verificat, pentru că eu de obicei mai țin ochelarii. Dar haideți să începem cu începutul și anume cu... La fiecare ramă eu o să vă scriu pe aici prin colț pe undeva codul ramei. Menționez că nu știu câte din ramele astea o să le găsiți online, cel mai probabil prin optici, pentru că sunt de la furnizori cu care noi lucrăm și bineînțeles că nu sunt, adică nu am branduri gen, nu știu, Guess, Prada, Tom Ford, pe care să le puteți găsi online foarte ușor, ci no name-uri, să zicem, între ghilimele, așa că da, un pic mai dificil de găsit. Ramele care cred că au fost cele mai... Deci inclusiv toate persoanele care intră la mine în magazin și mă văd cu această ramă, mă întreabă ce ramă este asta, vreau o ramă ca a ta. Ei, rama asta vă zic sigur, sigur că nu mai există, pentru că eu am luat-o pe ultima de la furnizorul care o comercializa. E o ramă foarte drăguță, care săracă ai uzată, vai de steluța ei, ar trebui și ștearsă un pic. Eu știți că până acum vreo 2 luni nu purtam dioptrii la ochelari, ci aveam doar lentile plane, adică fără dioptrie, pentru protecție. De exemplu, asta pentru protecție de calculator. Știți că am o fotosensibilitate foarte mare și atunci am lentile care se închid la soare, dar o să ajungem și acolo. Deci rama asta arată cam așa. Așa, uite să și vedeți un detaliu. Pernuțele ar trebui schimbate, dar astea se înverzesc imediat de la transpirație. Și cam așa arată. Are niște detalii foarte faine. Inclusiv, mă uit în ecran acum ca să vă pot arăta, inclusiv pe aici, pe la colțuri, aici la nazal, iarăși are un detaliu foarte drăguț. Sunt foarte frumoase. Ele se numesc paparații ca și brand, dar v-am zis că sigur le mai găsiți. La asta nu pot să vă zic cod nimic, v-am zis oricum nu mai există pentru că s-o șterge de pe brațe, dar era o ramă paparații. Așa se cheamă brandul. Pe asta am lentilele de calculator de la Essilor, Crizal Prevenția. Din punctul meu de vedere, cele mai bune lentile de calculator. Bineînțeles că eu le-am testat și pe alea mai ieftine, nu doar de la Essilor, și de la alte firme, pentru că bineînțeles că am vrut să știu ce vând și din cauza asta am și așa multe perechi de ochelari, pentru că pe toate ramele am cam tratamente diferite, astfel încât să vă cum se comportă tratamentele, mi se pare cel mai corect să știu și eu ce vând. Dar tot prevenția am și pe ramele astea, care sunt tot paparații, sunt niște rame așa transparente, super drăguțe, eu o să le și probez, na, să și vedeți cum îmi vin, să și vedeți cum îmi vin, sunt niște rame supradimensionate, cam așa arată, au un auriu așa prin braț, și arată super drăguț. În rest, îs din plastic transparent. Pe astea am tot Crizal Prevenția, pentru că mai aveam nevoie de o pereche de ochelari. Tot cu Crizal Prevenția, de ce nu? Așa, după aceea, haideți că lentilele de vedere pe care mi-am făcut, că am 3 perechi de ochelari acum pe care le am cu lentile și de vedere, urmează să schimb așa pe la toate, dar vă dați seama că nu sunt chiar cele mai ieftine lentile, mai ales că mie și plac astea care sunt foarte bune. Și normal că-ți mai costisitoare un pic. Asta este o ramă pe care o să găsiți, cred că, în comerț cu ușurință. Este o ramă Oliver, numește așa Oliver și așa pisicoasă. Pe asta o am, cam așa îmi vine, și pe asta o am cu lentile care se închid pe gri. Mi-am adus aici lampa să le și închid să vedeți cum se văd, doar că trebuie să stea un pic, am adus lampa de unghii. Eu am și pe aia altă specială pentru ochelari, dar nu știu ce e sacoș, așa că mai la de mână a fost lampa de unghii și am văzut că funcționează, deci avem lentile cu închidere la soare. Pe astea
Am tot un tratament de la Essilor, care se numește, pe astea cred că am, da, am Crizal Safir cu Transition pe gri. Cam așa arată. Bineînțeles că ele se închid mult mai mult, dar nu o să reușesc să le închid în lampa de unghii cum se închid de la soare afară, dar ca idee sunt așa niște lentile care se închid pe gri. Și astea sunt super, super faine. După aceea, tot niște lentile, dar ăsta este un tratament mai vechi de la Essilor pe care l-am pe ele. Este cu crizal forte. Îs ramele astea verzi pe care le-am luat din simplu motiv că am ochii verzi și mi se părea mic, se vede super fain rama asta pe fața mea. Cam așa arată. Cred că astea sunt printre cele mai comode rame ale mele, dar nu întrece pe una. O să vă zic eu care este cea mai comodă rama mea. Cam așa arată. Asta are așa un pic de verde mentă pe aici, în rest așa cu verde. Ăsta este un brand la fel, ăsta nici nu mai știu, cred că Edward Alexander ceva se numea, dacă nu mă înșel, nici nu știu dacă se mai găsește brandul ăsta la fel, furnizorul nici măcar nu mai există, adică furnizorul prin care eu cumpăram ramele astea nu au închis. Sunt niște rame tot așa, cred că au vreo 3 ani, cam așa, și astea se închid pe verde. Și v-am zis că am crizalul forte. Dar ăsta este un tratament care nu mai există sub denumirea asta, ci sub altă denumire, un pic îmbunătățit. Le las și pe alea să se închidă cât timp îmi șterg ramele care au lentile cu închidere pe maro. Bineînțeles că eu nu le-am făcut pe toate. Bă, bine, nu mi-am făcut chiar pe toate, că dacă mă apuc să mi le fac pe alea pe comandă, să-mi fac pe mov, pe albastru, pe fa. Deci există o multitudine de variante, dar haideți să nu ne trecem cu gluma. Astea sunt niște rame care îmi plac la nebunie. Ramele astea, am două rame din astea Sonata, sunt foarte faini, deci îmi plac de mor. Arată imediat, uite așa arată ăștia care se închid pe verde. Apropo, transition-ul ăsta pe verde, adică culoarea verde în general, mi se pare cea mai odihnitoare culoare pentru ochii mei. Să nu vă luați niciodată după ce zice altcineva, trebuie să încercați, fiecare creier, ochi percepi diferit culorile și se poate simți confortabil cu altă culoare, așa că pentru mine verdele funcționează cel mai bine, uite așa că pe alb aici îl vedeți mai bine. La fel, bineînțeles că ele se închid mai mult, astea se închid 85%. Așa sunt lentilele astea cu transition și ăștia mi se închid pe maro și pe ăștia am iarăși un tratament care nu mai există la momentul actual la Essilor pentru că a fost înlocuit. De fapt e o altă denumire și se numește Crizal Alize. Din punctul meu de vedere e cel mai bun tratament al lor. Adică chiar dacă crizalul forte, de exemplu, deci la momentul în care am făcut ochelarii, ăsta era crizalul forte peste tratamentul ăstora. Și când zic de tratament, mă refer la curățare, întreținere, rezistență la zgrieturi, cât de ușor se așează praful pe lentilă, cât de ușor pui amprenta pe lentilă și rămâne pătată. La asta mă refer. Teoretic, asta era o lentilă mai scumpă decât asta. Din punctul meu de vedere, asta este mai bună decât asta. Deci nu întotdeauna cei mai scumpi și mai bună. Asta este părerea mea, experiența mea, așa mi se pare mie. Și, bine, eu acum vă dau așa câteva detalii, dar în linii mari despre lentile, pentru că dați seama că nu stau acum să intru în pâine așa, pentru că ar fi foarte prea multe lucruri de spus. De fapt, nici nu știu cum să sintetizez, să vă povestesc eu despre lentile și câte feluri de tratamente sunt și ce faci fiecare și de ce ăla e mai scump, ăla e mai ieftin și care e diferența dintre ele și, de obicei asta explic fiecărui client în optică. E, uite așa arată și lentilele astea cu închidere pe maro și pe față ar veni cam așa. Uah, ce fain văd și maro, e foarte odihnitor, uite, cam așa ceva. Asta mi-a plăcut la fel, are niște detalii foarte faine, vedeți că e brațul așa în unghi, culoarea cu roșu, mă tot uit în ecran pentru că trebuie să și văd ce vă arăt și să fiu sigur că e și focusat și cam așa arată și aici vedeți că are un spațiu, așa e o dublură. Ramele astea Sonata cel mai probabil o să le găsiți prin multe optici. Uite, online chiar n-am dat un search să văd. Cred că există postoarea să le găsiți și online, scris, spuneți Sonata și vedeți dacă o să găsiți. Ăsta e un model care, deși l-am făcut eu acum vreo 2 ani, cred că în 2019 l-am făcut, încă există. Pentru că e un model foarte bine vândut și foarte fain. Și acum, ca și ochelari de vedere, mai am 3 perechi care au și dioptrie. Și am așa. Astea sunt niște rame. Ați văzut, sunt cei ultimii pe care mi-am făcut și pe care mi-am pus cele mai ieftine lentile, pentru că am vrut și eu să văd ce înseamnă cea mai ieftină lentilă și cum se comportă. Până acum am încercat doar variantele astea mai scumpe, cele de lentile, dar am zis că vreau să văd și cea mai ieftină lentilă pe care eu o vând, ce calitate are.
Mi-am pus-o pe rama asta, care a fost al lui Mihai. Este o ramă din titan, este cea mai ușoară ramă din univers, deci efectiv nu o simt pe față și pot suport toată ziua. În rest, la alea de plastic am puțin dificultate pentru că am un pic de deviație aici la nas și am un osișor aici care mă deranjează, mamă, și după câteva ore, deci oricum oricât de ușoară ar fi rama de plastic, oricum ar sta, ori mă deranjează. Da, asta este defectul pe care l-am și nu am ce să fac în privința asta. Și rama asta arată cam așa, este o ramă din titan 100%, extrem, extrem de ușoară. Vă ziceam că a făcut-o Mihai acum mulți ani, de fapt eu i-am făcut-o lui, mi-a plăcut mie foarte mult și de că fac o surpriză lui Mihai, fac rama asta, doar că nu i-a plăcut neapărat, a purtat foarte puțin rama și acum nu-i mai vine bine, pentru că s-a modificat capul și asta a fost făcută cu mulți ani, cred că vreo 4-5. Așa că am zis că, băi, ați probezi o rama asta să vă convine și mi-a plăcut atât de mult și am zis că, hei, dar știi ceva, lasă că îmi pun eu niște lentile pe rama asta, că îmi place super mult. Asta este o ramă Sunfire, se cheamă, la fel o să vă scriu eu codul și tot aici pe ecran, ca detalii. Vedeți că are aici o dublură la nas. Inițial am zis că, mamă, dacă n-avea bara asta, cred că era mai faină, dar nu. Acum îmi dau seama că, cred că asta o și face așa de interesantă și așa simplu cu auriu și cu negru. Îmi place foarte mult rama asta, lentile simple cu antireflex, n-am nimic deosebit pe ea. Primele rame pe care mi le-am făcut cu protecție de calculator sunt astea. Ramele astea care sunt ceva un Jean-Louis Berthier, așa se cheamă rama, v-am zis, deci nu-mi ciudate chestii pentru că nu sunt de brand. Dar pe mine nu mă interesează neapărat brandul, ci cât de deosebite sunt ramele. Știți că eu merg foarte mult pe chestia asta, cam așa îmi place, mi-a plăcut foarte mult. O mai am în optică și pe ceva colorat cu mov, cu roșu, cu roz, cu tot așa, si de fiu foarte faine, doar că mult mai mult mi-a plăcut cum mi se așează mie asta, ca și culoare, cu tenul meu, cu tot. Și vedeți că are așa și ceva SIDEF prin ea, nu știu dacă remarcați cum strălucește așa în lumină. Mi-a plăcut super, super mult rama asta. Observați că îmi plac mai mult ramele un pic mai pisicoase. Așa, nu neapărat, că vedeți că am și rotunde, dar în general merg așa pe stilul ăsta un pic mai pisicos. Și pe lentilele astea am niște, pe ramele astea am niște lentile de la Rhine, care se numesc Arus Blue și are cam aceleași specificații ca cele astea de pe le-am menționat de la Essilor. Doar că calitatea nu prea se compară. Astea au reflexul mult mai discret. Mă refer la ceea ce văd eu pe lentile, că bineînțeles când vedeți cât de puternic au antireflexul lentile astea, bineînțeles că o să le simțiți. Adică o să vi se reflecte la un moment dat pe lentilă, na, trebuie să vă obișnuiți un pic cu genul ăsta de antireflex, dar ăsta mi se pare mai discret față de ăsta. La sfârșitul zilei mă simt mult mai odihnită cu prevenția. Oricum, astea, căutați un pic pe net, că au ele o tehnologie. Deci acum nu fac reclamă sau ceva, că doamne iartă, nu mă plătește Essilor ca să fac eu aici reclamă la lentile, ci doar vă arăt și vă zic din propria mea experiență, din experiența clienților, da, lucrez cu firma Essilor, asta da, așa este. Și din cauza asta, produsele lor sunt și cele mai bine cunoscute de mine, bineînțeles. Așa că vă pot vorbi doar din experiența mea. Da, pur și simplu ăsta e cel mai bun tratament de la Rhine pentru calculator și ăsta e cel mai bun de la Essilor, dar dacă ar fi să le compar, clar Essilor-ul sunt mai faine, mai calitative, mai bine. Tratamentul de curățare, de întreținere, nu mai zic, poate de la Hoya, de la Rodenstock, de la Mama Naibi, Zeiss și ce mai sunt, nu știu cum sunt, dar pot să vă zic sigur că astea de la Essilor pentru mine sunt excepționale. Și a treia ramă cu lentile care au și dioptrii este asta, care e tot o ramă Sonata. Ați văzut-o că e cam cea mai nouă rama mea, adică numai ce mi-am făcut-o cred că înainte să plec în concediu. Și astea sunt niște lentile de la Rhine, care la fel sunt excepționale dacă conduceți și aveți și o sensibilitate la lumină. Sunt lentile speciale de condus, se numesc ProDrivo și am pe ele și extractiv e diferit de transitionul clasic, deci transitionul extractiv e diferit de transitionul clasic prin faptul că astea se închid 100% la soare și se închid 50% și în spatele parabrizului, pe când astea puțin 10%, cam 15%, cam așa se închid în spatele parabrizului, astea se închid mult mai mult pentru că sunt lentile speciale de condus. Bineînțeles că astea le puteți face și vedeți că au antireflexul ăsta, arăm eu așa,
Bine, și esilor are varianta, adică nu, dar vă zic strict de asta și de experiența mea și ce am ales eu să văd cum sunt și așa. Și vedeți că au tratamentul ăsta la rămiu, nu este obligatoriu să le puneți și cu închidere, dar eu așa le-am pus pentru că, na, asta este o lentilă full și tratamentul ăsta la rămiu ajută foarte mult, mai ales dacă condus pe timp de noapte, deci dacă aveți probleme cu condusul, puteți opta spre chestia asta. ProDrivo, v-am zis că se cheamă la Rain. Esilor au varianta de iDrive. Pe alea nu le-am încercat, dar na, cunosc că tratamentele, pot să-mi imaginez că sunt niște lentile foarte faine. Și acum, la ochelare de soare, păi da, Dumnezeu, cu mila astea, acum am pus și astea, se închid un pic, să le vedeți. Ele se închid cam așa și o să vin așa griu cu arămiu ăsta. Cam așa se văzați, că acum îmi dau seama că nu m-am arătat drama, care este așa un maro. Un maro în degrade cu gri și brațul arată cam așa, cumva transparent și se vede metalul prin braț. Și îmi place super mult rama asta, mi se pare foarte deosebită, dar că este un pic greuț pentru că este și mare. Așa, după aia, la soare o să trec așa rapid prin el, că îmi dau seama că deja am apit 20 de minute și am arătat abia ochelarii mei de vedere și mi-a și pe lui Mihai. Și de soare și de vedere. Am odată ramele astea de soare, care sunt de la OS. Probabil le găsiți pe net, cam așa arată. Au un degrade verde, nu sunt, adică, dacă e să vorbim de protecție, nu sunt deloc confortabile. N-am nici măcar antireflex, reflectul luminii sunt opositoare, dar arată foarte cool și sunt foarte, foarte ușoare. Sunt așa cu un metal gri și lentila verde în degrade. Și aici are asta gravat firma, OS, nu știu dacă vedeți voi pe aici undeva prin colț, în fine. Dar sunt niște rame foarte faine, așa un pic tăiate, vedeți că au așa, au lentile cumva apilite astfel încât să dea așa un efect din ăsta supradimensional și aici la fel, îmi plac foarte mult, sunt faine tare. Acum ramele astea cred că au fost la fel cele mai... Ce ramă aia și pe internet și peste tot, este o ramă de la Polaroid, nimic șmensi fancy, la fel pe astea la Polaroid, cu siguranță le găsiți pe internet. Pe astea mi le-am luat pentru că sunt foarte confortabile de condus când ochelarii de soare, deci eu, pe lângă faptul că am probleme și la cap cu lumina asta, deci sunt perioade când mi se pare că ochelarii de soare sunt mult prea închiși, dar ăia fără închidere sunt mult prea deschiși, dar ăia cu transition la fel 10% nu mi este suficient în fine. Astea sunt lentilele ideale, de asta mi le-am și luat și au un degrade maro așa cu verde. Nu știu cât vă dați voi seama, uite, cred că pe aici dacă pun așa se vede mai bine. Și cam așa arată rama, îi super drăguță, e aici polaroid și așa cu un auriu foarte drăguț. Îmi plac mult ramele astea, cred că cele mai purtate rame ale mele. După aceea am o ramă de la Guess care nu-i purtată deloc. Deci pur și simplu m-a atras faptul că avea lentila așa rose gold. Că are brațul ăsta așa mega colorat și fain. Păi n-am ce zici, uitați puțin aici ce frumos arată brațul ăsta, adică serios, scrie Guess pe acolo, dar nu pot zic nici neapărat că îmi stă extraordinar de bine cu el, dar asta am văzut de când mi l-am luat, adică să nu credeți că n-am observat că nu sunt cele mai minunate rame pentru fizionomia mea, doar că pur și simplu n-am putut să rezist acestui braț colorat superb și nici măcar nu le port pentru că sunt și greoaie, nu mă simt confortabil de ele. Pa, la revedere! Și asta este. După aceea, o ramă dintr-un material din ăsta mega, mega flexibil. Îs de la Benix. O să vedeți că am 3 rame de la Benix. Cu asta 4. Astea sunt niște lentile pe care le-am pus eu. Îs lentile cu maro. Nu știu ce le-am pus eu. Vreau să văd cum sunt lentile de soare cu maro și aici pe colț mi-am inscripționat că și de, vedeți, la Comoriceanu Diana. Sunt foarte fain ramele astea și pe astea le folosesc în curte pentru că sunt și flexibile și foarte ușoare, fiind flexibile nu au nici măcar metal prin brații pe aici, prin interior, n-au inserții, așa că sunt super ușoare, super faini, ăștia sunt ochelare mei de curte. Tot la Benix am aceste rame care tot așa sunt dintr-un material din ăsta mega flexibil și super ușoare, sunt așa pisicoase. Și îmi plac și asta super mult, au închiderea pe verde, astea au și polarizare, acele de la Polaroid au polarizare toate, în rest ce v-am arătat n-au polarizare, astea au antireflex, așa, astea au polarizare și arată cam așa,
așa un, cu tonuri de maro și eu zic că arată super drăguț. După aceea, hai să termin cu ramele Benix. Foarte ramă Benix este asta roșie, tot așa flexibilă, care e supradimensionată, îmi place super mult. E lentila ei original, așa, e tot polarizată, e o lentilă așa pe gri și pe ăștia mi-a luat, mi-a plăcut nuanța asta așa de grena în degrade și ca o braț așa lat, nu știu, mi s-au părut mie foarte drăguți și forma mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am mai luat și pe ăștia pe negru, doar că la ăștia le-am schimbat eu acum recent lentilele, le-am pus niște lentile de la Ryan, vedeți, cu din asta tip oglindă așa și pe astea am inclusiv dioptrii, că de asta mi-am și schimbat lentilele la ei, sunt tot flexibile pentru că vorbim despre același rame și tot așa, îs fix același model cu ăsta, doar că pe astea nu arată în același timp și astea aveau lentile negre. Arătau mai fain cu lentile negre, doar că, da, acum dacă mi-am schimbat, da, pot să schimb oricând lentile să mi le pun pe la negre, doar că pe astea am dioptrii acum și de aia, da, normal că le țin așa și, da, astea la fel și sunt foarte fine, ieftine, calitative, minunate. Încă o ramă de la Polaroid este asta, care tot așa mi-a plăcut la nebunie. Și e super simplă, foarte, foarte ușoară și asta e relativ flexibilă pentru că tot așa nu are metal prin brațe. Are partea asta gri mai deschis, restul e neagră. Așa, pe aici pe colțul scrie Polaroid, este o ramă super faină. La fel, o să vă scriu codul pe aici pe ecran, o găsiți cu siguranță. O ramă tot paparații de soare, care arată așa. La asta le-am schimbat eu lentile și le-am pus lentile pe verde, cu antireflex. Sunt așa pisicoase, drăguțe. Vedeți care așa aici, zici că sunt gen fluturaș. Acum îmi dau seama că pe asta le-am mai purtat de un catalion de ani și ar trebui să fac asta. Și ultimele mele rame de soare sunt astea de la Hawkers, care îmi plac la nebunii. Pe astea le găsesc cel mai probabil la Lensa, că Hawkers-ul este vândut în România doar de Lensa. Arată minunat ramele astea, le ador, le-am prins la o reducere foarte bună. De fapt își luase Mihai o pereche de rame de la Lensa, în fine, au fost acolo. Nici n-are sens să vă zic că s-o dus imediat la cu, le-am dat la garanții, eu trimis niște rame, băi, nu știu dacă ați văzut o pereche de ochelari murdari, care au efectiv pe aici, prin cantul de la lentilă jeg. Ei, aia le-au trimis lui Mihai, că erau rame noi și așa, în fine, și după ce ne-am încordat puțin pe acolo, pentru că nu voiam să ne returneze banii, și să, adică să ne dea o ramă nouă, practic, asta vreau, asta înseamnă garanție. Așa, în fine, au zis că nu, că na, ne dă bani înapoi și am ales eu să... Nu, dar puteam să ne dea bani, adică nu eram obligat să cumpărăm ceva de la ei, dar am găsit ramele astea, care erau la 200 de lei și mi-au plăcut atât de mult cum îmi vin și am zis că nu, eu trebuie să-mi cumpăr ramele astea și Mihai, adică Mihai a insistat mai mult să le cumpăr pentru că arată foarte, foarte fain, scrie aici Hawkers, dar să știți că puteți comanda de pe site la cei de la Hawkers și vă vin ramele na, din afară, direct de la ei. Au tot timpul tot felul de oferte, adică sunt foarte ok. Ochelarii ăștia sunt confortabili, cu siguranță nu, sunt greoi, sunt, adică sunt mai mult așa de fashion, dar și protejează foarte bine de soare pentru că sunt lentile închise, numai că nu te apasă bine prin asta, adică se simt. Dar sunt super faine, îmi plac la nebunii și o să vedeți că și Mihai are Hawkers, o pereche, adică nu, are trei perechi de Hawkers, doar că una e de calitatea asta, că celălalt e varză. Și mi-a plăcut foarte mult rama la el și de asta am zis, dacă îmi găsit-o pe asta, zic, hai că îmi cumpăr și o să avem, nu la fel, că nu la fel, dar să am și eu o ramă așa, pentru că am văzut că sunt foarte, foarte faine. Așa, și uite, acum dacă tot am terminat cu Hawkers, hai să încep tot cu Hawkers și cu varianta lui Mihai, adică varianta bărbătească de la Hawkers, care arată cam așa, uite. Au așa lentilele cu albastru și brațul așa, vedeți că similare, doar că la el scrie cu argintiu. Na, vedeți? Bine, brațul e un pic mai lat la el și scrie cu argintiu aici Hawkers. Sunt foarte faini, îi vin foarte bine, îmi plac și astea super mult. După aceea, ce mai are el de la Hawkers, mai sunt astea. Pe ăștia sunt ochelarul de soare de dărvală, cum ar veni. Așa scrie cu argintiu, doar că stai că nu știu dacă rama asta sau aia la altă, numai ce observați el că i s-a umflat plasticul aici la transpirație, ceea ce înseamnă că este o opțiune aplicată foarte proastă.
Dar astea au fost mai ieftine, bineînțeles, decât aia. Deci sunt alte categorii de preț, alte categorii de calitate, dar astea de la Hawkers, praf, nu le recomandăm. După aceea, și mai are și el încă două perechi Polaroid. Uite așa, arată și brațul un pic mai lătuț. Lentila simplă, în degrade un pic, de fapt. Așa, îi mai are pe ăștia de la Polaroid. Eu acum vă arăt în ideea în care știu că sunt și băieți care ne urmăresc și în cazul în care vă interesează vreo ramă și de la Mihai, că nu mi s-ar părut ok să filmez doar pentru fete și pentru băieți, nu? De asta o să menționez și toate ramele lui și vă scriu codurile pe aici, dacă vă interesează ceva puteți căuta. Astea au așa niște lente cu albastru, vedeți? Și arată foarte fain. Și ramele astea sunt foarte drăguțe. Încă o pereche tot de la Polaroid este asta, cam același stil, cu brațele simple negre, lentila gri total, da, asta nu mai e în degrade. Toate astea la Polaroid, bineînțeles că sunt polarizate. Și Mihai mai are încă o pereche de la Mustang care au inclusiv dioptrii și pe astea le-am făcut așa cu degrade, nu mai știu de la cât are, cred că de la 50 la 20 sau ceva de genul, în ideea în care să le poarte când nu este foarte, foarte soare afară, dar totuși îi nevoie de ceva lentilă. Uitați, aici se vede cum îi exact lentila, dacă vă uitați. Și ăștia arată foarte fain. Se mai sport așa. Și au brațul ăsta ca o împletitură. Arată super drăguț ramele astea. Și cam atâția are Mihai de soare. Când o să uite la clipul ăsta o să zic că, păi, ce ai făcut, iubita? Mai vreau ochelari, că tu ai mai mulți ca mine. Ce mai are el? Îi mai are pe ăștia care sunt de la Diesel. Ramele astea, de fapt, toate ramele lui de vedere sunt de la Diesel, iar foarte greu își găsește niște rame care se vină foarte bine și încă plânge după niște rame de la Ray-Ban, dar care efectiv nu mai puteau fi purtate pentru că arătau într-un mare, mare hal, deci nu se mai putea cu ele, așa că trebuie neapărat și le schimbe și, dar n-am mai găsit modelul ăla de la Ray-Ban și nimic similar, așa că le are pe astea de la Diesel. Așa arată, aici are și un logo, arată foarte drăguț, mai business așa. Și ăștia îi se închid, au prevenția de la esilor pe ei. De fapt este un Aizen. Asta înseamnă că în partea de jos are dioptrie pentru aproape, o adiție mică, și în partea de sus a lentilei are dioptria lui de distanță și ăștia se închid pe gri, o să vă arăt imediat. O altă ramă care am făcut la nebunie, tot de la Diesel, este aceasta. Și arată într-un mare fel. Deci mi-a plăcut atât de mult rama asta, încât am zis că nu, pe asta trebuie să o iau, măcar să o probez, că el nu era cu mine atunci când a venit agentul. Și, mamă, astea arată minunat și exteriorul este, nu știu dacă vă dați voi seama, exteriorul ramei este mat și de aici începe să fie lucios, interiorul fiind tot lucios. Același lucru fiind valabil și aici la partea asta, partea asta e mată total unde vine după urechii. Deci o combinație, sunt atât de interesante ramele astea. Și închiderea, le-am făcut cu închidere pe verde. Uite așa arată ăștia. Vedeți, cu antireflexul ăsta mov de la tratamentul de calculator. Și cam așa arată. Bineînțeles că ăștia cred că cei mai purtați ochelarele lui Mihai, pentru că au adiția aia în parte de jos și le ajută foarte mult. Și vi închid acum și pe ăștia pe verde. Și după aceea mai are încă două rame care sunt practic același model, culori diferite. Tot de la Diesel sunt și ramele astea și sunt așa pe maro. Și aici au brațul, uite așa, cu ceva blug gri aici și scrie Diesel și mai au așa și un detaliu pe aici. Sper că focalizează camera cât ține, nici nu-mi dau seama ce focalizează pe aici, cam așa arată. Și ăștia se închid pe maro lentilele. Dar la astea, uite așa arată ăștia pe verde. Ce arată, băi, deci spectacol ramele astea, mi-mi plac nebunii, mi se par cel mai șmecheri rame, nu știu. Mă plac super, super mult cum arată. Și totdeauna o ramă, când o completezi și cu o lentilă potrivită, mai ales când e vorba de închidere, adică vedeți și voi cât de mult se completează, cum ar fi arătat asta cu lentilă gri. Nu ar fi arătat urât, bineînțeles, sau bine, maro, dar ar fi arătat urât. O lentilă gri ar fi mers, dar asta cu verde, parcă arată altfel.
și e super, super faină rama asta. Ăștia se închid pe maro, după cum spuneam. Și mai are încă o ramă. Bine, asta și încă unii pe care are el tot din ăștia flexibil, de nu sirup, nu așa, pe folosești numai la sală și în curte. Numai că la Mihai v-am zis, nu mai știu să vă zic exact, deci la ei am știu ce tratamente au, ăștia nu mai știu exact, tot de la ei se lor toate lentile, dar nu mai știu exact care cum îs. Dar pe astea au, are, vedeți, antireflexul, cred că deja ați remarcat, deci mai întâi și-au făcut el lentilele astea și au zis că iubita mea nu vin, cred că sunt de o odihnit. Deci atunci lui au venit ochelari ăștia, adică lentilele, înainte să plecăm acasă de Paști. Și după 8 ore de mers până acasă, gata, facem 6 km în 8 ore. Și cu mine nu vine să cred cât de odihnit sunt. De obicei aveau ochii în pionezii după 8 ore de condus. Și și-o dat seama că de la lentilele astea. Deci, clar, am zis că trebuie să-mi fac și eu cu spate altfel. La noi totul e la... Să nu-ți fac cumva discriminare. Așa, uite. Uite, așa arată și ramele astea. La fel, super drăguț, maro, lentilă maro. Se completează minunat. Și ramele astea, pe care are lentilele astea de condus, aceleași pe care le-am și eu cu extractiv pe gri, au așa cu arămiu și scrie diesel tot așa și aici are cu blug și ramele sunt negre. Și oricum arată super fain și închise și astea. Uite așa arată și are lui, e fix aceleași lentile că sunt tot pe gri, tot arămii. Numai că ramele sunt negre cu blugul ăsta albastru aici pe braț. Cam toate astea sunt toate ramele noastre de ochelari de vedere, de nevedere, de soare, de nesoare, de orice ori fi ele. Cam astea sunt toate perechile noastre de ochelari momentan. Vă dați seama că eu acum dacă am dioptrii, îmi vine să-mi schimb lentilele în continuu, dar și să-mi fac ochelari noi și să... Vă dați seama că mi-aș face acum 1 milion de perechi de ochelari pentru că mi-mi plac foarte mult ochelarii. Îi văd purtați ca accesoriu. Îmi plac super mult, nu cred că aș putea vreodată în viața asta să trăiesc cu o singură pereche de ochelari veșnic, adică gen să fac o pereche de ochelari și să port 2 ani de zile, nu aș putea să fac asta, adică prefer să mă duc să-mi caut cele mai ieftini rame care să arate cât de cât ok să fie mai colorate, mai să am să le schimb, adică nu neapărat să fac ochelari scump, ci pur și simplu să am să schimb ramele în funcție de ținută și de astea, pentru că altfel nu aș putea, poate și că lucrez în domeniul ăsta și atunci... Na, dar cam așa funcționez eu. Cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, sper că ați găsit ceva util în el, în sensul în care știu că am primit de mai multe ori mesaje întrebându-mă de ce rame sunt alea, ce cod au alte și pe Instagram și prin comentarii pe YouTube, așa că acum o să le găsiți pe toate la oaltă. Când vă interesează o ramă pe care o avem, pac, vă duceți la clipul ăsta și vedeți exact. V-am zis, o să scriu pe ecran toate codurile și tot și... Na, care se mai găsesc încă, o să puteți le găsiți dacă vi le doriți și vreți să vi le comandați. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, dacă v-a plăcut like-ul, dacă v-a plăcut clipul, dați un like, asta voiam să zic. Și ne vedem data viitoare cu un vlog, cel mai probabil. V-am pupat, ciao!